să mă arunc. Bă, știu, îi o modalitate destul de ușoară pentru a ajunge în locul dorit, dar hai că o să fac, pentru că tu m-ai rugat să o fac, o să fac. Da, m-ai rugat pentru tine, pentru că m-ai rugat tu. Hei, așa, te m-ai rugat și jos, și sus, și jos, și sus. Sper să te văd și pe tine făcând asta, ai 6 luni la dispoziție. Băi, fraților, haideți să vă zic eu o chestie. Dacă nu faceți ceva în viața asta, ce o să ziceți la nepoți? Ce o să povestiți la restul oamenilor? Ce o să fiți? Oameni care au stat în birou, aduceți-vă aminte atunci când sunteți leneși, gândiți-vă că sunteți pe patul de moarte. Știți că o să muriți, sunteți la câteva răsuflări, distanță de moarte. Și vă gândiți înapoi ce ați putut face, dar nu ați făcut. Ce regrete o să aveți, ce durere o să aveți, știind că voi puteați să schimbați cursul vieții voastre, nivelul de trai, puteați să fiți jos, boschetari, sau sus, milionari, sau multimilionari. Orice puteți să faceți, schimbați, faceți, nu fiți leneși, orice ați face. Nu vă fie frică de durere, nu vă fie frică de frig, nu vă fie frică de foame. Cum a zis și Dumnezeu sau Iisus, că Dumnezeu are grijă de voi. Fiecare fir de păr vă este numărat. Și uitați-vă că păsările din cer nu lucrează și tot au ce mânca. Acum gândiți-vă așa, dacă păsările din cer, așa zis, au ce mânca și nu lucrează, doar stau, trăiesc, există și de ei are grijă să aibă ce mânca, să aibă ce bea, să nu le fie frig, atunci cu cât sunteți voi mai importanți pentru Dumnezeu sau pentru societatea noastră, dacă nu luăm din punct de vedere religios. Și orice aveți șansa să faceți și nu vă dăunează sănătății sau nu credeți că vă va dăuna, faceți-o. Faceți-o pentru că este, o să fie o experiență, o să știți dacă o să mai faceți aceeași chestie sau nu. Poate o să vă dați cu capul de pereți. Poate o să vă zică cineva sau să vă documentați voi. Și o să vedeți că, bă, asta nu ar trebui să fac și nu o să faceți. Dar în momentul în care voi aveți de ales între a sta acasă sau a face ceva interesant, a face ceva care o să fie productiv, o să fie distractiv și voi nu aveți chef pentru că stați pe TikTok, pe YouTube, pe calculator, pe orice joc sau orice, gândiți-vă că voi când o să revenim la partea de început, voi gândiți-vă că cum o să vă simțiți. Băi, eu puteam să fac asta. Băi, eu puteam să fac asta, dar timpul a trecut. Nu-l mai pot întoarce. Acum mai ai șansa să întorci ceva, să faci ceva. Nu, adică nu să întorci, să faci ceva și să modifici ceva în nivelul de trai pe care îl ai. Nu-ți place locul de muncă unde stai? Bagă-ți la întot și du-te, fă ceea ce-ți place. Nu zic că o să fie ceva ușor, pentru că ia, și eu am plecat de acasă, nu este ușor să stau singur și să am grijă de mine, să am mâncare, să am băut, să am unde să stau. Dar este ceva ce îmi place. Și o să vedeți, pentru că o să luați niște decizii care o să vă schimbe viața, o să fiți mult mai fericiți. O să când vă place ceva ceea ce faceți și sunteți dedicați 100%, și atunci când sunteți dedicați, o să vină și banii, și calitatea a produsului tău. Ca să ajungi sus, tu trebuie să parcurgi niște etape. Tu ești aici. Tu vrei să ajungi aici. Dar tu trebuie să nu poți să ridici
nu poți să treci aici pentru că ai piatra asta pe tine. Atunci o iei, o pui la o parte, nu o să fie ușor, dar când o pui la o parte, o să poți să sari și o să te poți ridica și o să te poți prinde de orice ce este mai sus. O să te poți prinde și o să poți rămâne acolo. Poate o să cazi, pentru că o să obosești. O să obosești și o să cazi. Fiindcă ai făcut-o odată deja, ți-o să-ți fie mult mai ușor să o faci încă o dată. Când ai făcut-o deja odată, de două ori, de trei ori, a patra, a cincea oară, nu o să-ți mai fie nicio greutate să o mai faci încă de 10 ori. Pentru că e ca și când te trezești. Te-ai trezit, te-ai dus, te-ai spălat pe dinți, asta deja ai făcut-o de 1000 de ori sau de chiar mai multe ori. Așa o să-ți fie și succesul. Pentru că o să lucrezi, o să ți se pară normal să ai succes. O să ți se pară normal să fii sus. N-o să, când o să muști din ceea ce este sus, tu n-o să mai vrei să ajungi acolo și o să faci orice ca să nu mai ajungi acolo, jos. Și poate că o să fii distras de chestia asta, dar niciodată nu uita că oamenii din jurul tău tot au suflet, tot au niște gurghe hrănite acasă și fii sus, dar nu pe spatele altora, ci pe propriul tău în spate. Nu fura și nu cauza durerea altora, pentru că tu vrei să ajungi sus. Ajungi sus, dar pe propria ta piele. Nu te baza pe alții. Alții nu o să te ajute. Așa suntem în societatea de astăzi. Nimeni nu o să te ajute. Toată lumea o să te vrea jos. No. Dar atunci, dacă tu vrei să ajungi sus, atunci tu trebuie să dobori toate obstacolele. Dacă le dobori, o să vezi ce frumos o să fie. Și eu sunt la partea asta. Dar dacă tu vrei să faci ceva, fă-o. Fă-o cum simți că este bine. Fă-o cum simți că este benefic pentru tine. Fiindcă dacă faci așa, o să îți fie mult mai ușor pe o durată lungă. Nu te gândi că acum o să devii milionar într-o lună sau chiar peste noapte. Nu. Este un parcurs foarte lung. Poate că o să devii milionar într-o lună. Poate că o să devii milionar în 10 ani. Dar dacă devii milionar, după o să știi ce să trebuiască să faci. Dacă devii milionar singur, pe propria ta piele, o să faci ceea ce vrei. Nu o să devii milionar, dar o să ai un trai de viață normal. Și o să știi că orice se întâmplă, tu ai unde să te duci. Tu știi că ai niște rezerve. Și nu ai nicio problemă, chiar dacă mai vine încă o pandemie, tu poți să faci ce vrei pentru că ai niște rezerve. Nu o să trebuiască să te duci la lucru, nu o să depinzi de șef, nu o să depinzi de nimeni, nici de măta, nici de tactul. Așa că, pune-te și fă. E greu? Nu a zis nimeni că e ușor, dar fă. Pentru că atunci când faci, o să vezi și rezultate. Dacă nu faci, și o să zici că nu, opa, Dumnezeu, să mă ajute, om bun. Și o să zic că Dumnezeu, hai că vine fraierul și o să-l ajut, dar dacă nu vine, atunci eu cum să-l ajut? Păi pune mâna și muncește. Nu știu cât s-a auzit povestea, că un om care era într-un fluviu a zis că, Dumnezeule, te rog ajută-mă și scoate-mă de aici. A venit o barcă. Nu s-a suit, a zis că, Dumnezeu o să mă ajute. Un elicopter să-l ajute. Nu a vrut. O să mă ajute Dumnezeu. A venit un om cu o frânghie. Nu, lasă, nu mă lua tu, pentru că Dumnezeu așa mă ajute. A murit, s-a necat. Când a fost în fața lui Dumnezeu, l-a întrebat pe Dumnezeu, Dumnezeule, de ce m-ai lăsat să mor? De ce nu m-ai scos de acolo? Și Dumnezeu a zis că, frate, fii atent, eu ți-am trimis omul cu frânghia, omul cu barca, omul cu elicopterul. De câte ori vrei să te salvezi și să refuzi? Așa o să fiți și voi. Dacă nu o să vedeți semnele și oportunitățile pe care le aveți în viață, atunci nu o să puteți să faceți nimic. O să stați și o să vegetați și o să fiți cârpa oamenilor care sunt în jurul vostru.
Și nu, eu cred, nu cred că vreți să faceți asta. Fiți cineva. Ajungeți sus pe propria voastră piele, pe, cu propria voastră putere și uitați-vă după oportunități. Când vedeți o oportunitate, nu lăsați să o treacă pe lângă voi. Pentru că o să aveți un regret mai dureros decât să vă refuze cineva pentru că voi ați încercat și ați vrut să faceți o chestie și lumea v-a refuzat. Lumea a râs de voi. Dar o să știți pentru că ați făcut-o, nu o să aveți regretul că, bă, cum ar fi fost să o fac. A trecut. Puteam să o fac. Dar nu am făcut-o. Și asta o să vă mănânce de pe dinăuntru. Efectiv, o să mănânce sufletul pentru că voi nu ați făcut acea chestie. Și o să vă gândiți. O să aveți remușcări că, bă, cum ar fi fost? Cum ar fi fost? Și omul este făcut să gândească. Și dacă gândește, se gândește la un subiect pe care el nu mai poate schimba, nu, aia o să doară. Și cred că m-ați înțeles. Eu așa văd lucrurile. Și nu odată am pățit-o. Dar nu o să las să se mai întâmple încă o dată. Sper să înțelegeți și să vă amintiți de asta oricând aveți oportunitate. Oricând aveți o oportunitate să faceți ceva și vă gândiți că, bă, acum o să stau în casă pe curul meu sau o să mă duc și o să fac. Și o să depun ceva muncă ca să ajung unde vreau eu, nu unde vor alții.